Deci astăzi, împreună cu elevii clasei 8 și a 9, am participat la o activitate denumită La sfat cu jurnaliștii, cu invitatul nostru special, Vadim Șterbate. Astăzi, elevii au aflat multe informații despre ce înseamnă jurnalismul, care sunt procedurile de a forma un articol, care sunt dificultățile și prin ce trece un jurnalist atunci când este pus în față, în vizorul a tuturor. Am participat la această ședință care văd denumirea de la un sfat cu jurnaliștii. Mi-am dat seama că mi-am schimbat părerea despre profesia de jurnalism. Înainte credeam că e o profesie plictisitoare, dar acum mi-am dat seama că e ceva interesant și de unde poți învăța informații noi și chiar și informații utile. După întâlnirea cu domnul Vadim Șterbate, am înțeles foarte multe despre profesia de jurnalist și am realizat că nu este o meserie făcută pentru oricine, că este foarte grea și am primit anumite exemple pe care dumnealui ne le-a dat nouă și am înțeles că e foarte greu să devii jurnalist și în concluzie pot spun că dacă aveți dorința de a deveni jurnaliști, să nu ezitați acest lucru, dar să aplicați pentru că este un job foarte interesant. Cu ajutorul domnului Vadim Șterbate am aflat că pozele mele pe care eu le fac pot să ajung pe pagina Observatorului de Nord și pot să fie văzute de mai multe persoane în afară de mine. Această zi a fost una foarte interesantă deoarece l-am întâlnit pe domnul Vadim Șterbate și ne-a povestit din propria experiență cum este viața de jurnalist. Am aflat că nu este ușor să afli multe informații și trebuie să te inspiri din mai multe surse.